e, adică asta fac eu de obicei ziua, în ziua mea normală. Filmez vloguri, editez vloguri, încerc să compun piese sau poate chiar reușesc sau remixez piese, deci fac ceva pentru canalul acesta, Ketsone Music, ceva melodie sau repet, înregistrez piese de toate, așa. După, nu știu, mă uit pe YouTube, fac live-uri, story-uri și așa mai departe. Deci sunt activă pe paginile mele de socializare. Încerc când e vreme frumoasă să ies afară. De obicei uneori stau, mă trezesc, mănânc, îmi fac rutina mea de dimineață și vin la calculator și stau câte 2-3 ore și ori editez un vlog, ori fac ceva, muzică. Stau ceva la calculator câteva ore și după pur și simplu simt că îmi pușc capul și simt nevoia să-mi iau puțin aer și oxigen și ies afară și mă joc cu Rocky, câinele nostru, sau mă plimb, fiindcă noi suntem într-o livadă minunată de cireși. Apropo, stăm în Cluj la Poca, probabil o să mă întrebați. Și da, nu știu, mă joc, mă plimb, adică mă simt foarte norocoasă că stau la o casă și nu știu, nu simt că suntem în izolare și că n-avem voie să ieșim, adică eu chiar mă distrez. Și după seara încercăm să ne recreăm ori, ne uităm la un film, toată familia, facem aici ca un cinema, așa. V-am și arătat în noul meu vlog de pe Ketsonia, când v-am arătat ce am mâncat, în Vinerea Mare, în fine, deci da, tot felul, mereu îmi găsesc ceva de făcut sau mai fac ceva pentru școală, e ok, nu mă plictisesc. Sau am pianul aici la mine, repet, și mănânc. Aș fi sigur. Și voi ce faceți? Hristos a înviat! Eu sunt Ketsonia și v-am promis că astăzi vă voi răspunde tuturor timp de 12 ore, adică de la 10 dimineața până seara. Și ei bine, acum este 10 dimineața, așa. Și aștept primele telefoane de la voi să răspund și să vorbim împreună. De-abia aștept să vă cunosc pe toți. Din păcate, ca de obicei, mulți m-au sunat înainte de ora 10, cu mult chiar și la 7 sau 8 dimineața. Pur și simplu, bârea telefonul meu în continuu pe la 8 și a trebuit să mă trezesc, fiindcă nu mai puteam dormi, fiindcă telefonul bârea în continuu. M-am trezit și deja am văzut că aveam deja zeci de apeluri pierdute și am gen, nu cred că e ora 10 dimineața, așa. Și din păcate au primit acele persoane bloc sau vor primi curând, fiindcă i-am spus o oră exactă, de la 10 dimineața până la 10 seara. Adică dacă era jumătate de oră, înțelegeam, dar timp de 12 ori eu chiar cred că ai șanse să-ți răspund. În fine, nu contează, să uităm asta. Ideea e că vreau să mă sunați de acum încolo doar când vă spun eu, fiindcă dacă nu, din păcate, pare rău, dar va trebui să vă dau blog, fiindcă și eu am viață personală și nu pot sta mereu doar să vorbesc cu voi, să se vă blochez, deci da. În fine, cum am spus, încă e dimineață. Tocmai ce m-am trezit și vreau să vă arăt ceva foarte drăguț. Aici am lângă mine ouălele pe care le-am făcut noi pentru Paște, anul acesta. Și am unul norocos care voi da cioc astăzi, chiar cu voi, cei pe care voi vorbi astăzi. Uitați-vă și vedeți cât de frumos e Ketsonia. Și acolo este și o inimioară, știți, gen bonus. E super și o să dăm cioc împreună astăzi. Așa, și fiindcă încă n-am mâncat, tocmai ce m-am trezit mai înainte, stați puțin, uitați ce o să iau eu acum. O să iau pastele. Așa. Noi aici facem pregătiri. În fine, nu contează. Dar haideți să luăm o bucată mai mică ca să nu mă împăț. Vista asta în viață. E bun. Trebuie să o rup în două. Să merg. Și vă ce faceți și cum vă petreceți Paștele anul acesta? Gata. Să punem deoparte și verificăm telefonul. Să vedem dacă ne-a sunat cineva. Ia să vedem. Nu, încă nu m-a sunat nimeni, doar înainte. Mai
Ce faci, Liz? Vă duc lumină. Să ne aprind numai ceva pe aici. Nu s-a prind, mă. Ai grijă, nu ți-l găsi de rând. Este lumina sfântă. Da? Ia. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Eu l-am apucat. E că tu cel mai tare l-ai luat. E ăsta cel mai pricăjit, să vezi când vrem să parc tot. Ia, Sonia, alegeți. Pe care să aleg eu pe cel mai tare? Pe ăsta. Ăsta e cel mai fain. Vezi, mă, să nu te aprinzi de la lumina sfântă. Arată ouăle. Emilia ăsta, cu numele meu. Acum. Hristos a înviat. Nu, Emi, nu poți alege altul, că după mai facem o tură cu numele noastre. Nu. Da, hai, cine cu cine? Emi, te rog, că după ne jucăm, facem sesă. Hai. Liu. Stai puțin, vreau să fac un TikTok. Stați puțin. Am făcut TikTok. Stați puțin. Așa, o secundă. Că după dăm toți cu ale noastre. Cu ale noastre. Stai puțin, Luiza, TikTok, așa. Cine începe? Hai să zic că hai, nu poți să le ai Luiza! Eu pădăm toți cu Olina. Hei, noi tocmai ce am ieșit afară cu familia, la un fel de picnic ca să mâncăm și să ciocnim ouă. Ia, așa. Și acum... Aliu, Hristos a înviat. Hai, Sonia! Hai, Sonia! Suntem babardit. No, God! Eu dau ultima. Dar cu vârful. Cu vârful, da, da. Eu dau ultimul. Nu. Hai, Emi. Mi-ai strigat ouă din prima. Hristos a înviat. Adevărat. Ține drept. Cu vârful. Cu vârful. Poftim. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai, Emi. Yeah! Iar ai dat într-o parte prăpădită. Da, am dat nici într-o parte. Da, nu. Nu, mă. Să le clar. Fii atent ce ou ușor și faie. Nu am urmă cine mai e. Vitu. Eu vreau să dau ultima. Cu Luiza. Cu Luiza. Hai, cu curu, că nu mai l-am luat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat? E talbina, mă. No, hai. Păi și ea trebuie să trăiască. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Eu am ieșit din curs. Gata, te-ai ieșit din schemă. O, cine mai are fundul? Eu-l pot, mă. Eu l-am pe amândouă. Notă cu Luiza. Hristos a înviat. Stai să se încă nu. Stai să întorc camera. Stai că vezi că cum e pe TikTok. Hai, zi, stai. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Aaaa! Aia e cea mai tare, ou! Picură deja. Vezi, m-am zis să ieșim. Hai, Luiza. Ouf! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Lasă ploaie. Uitați, uitați voi, m-am zis că ouă este perfect. Sărut. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Nu, e corect, mai mi l-ai spart. Mai eu mai am față. Hai, Sony, mai tu mai ai? Nu, mai am nimic. Nimic? Nu, Aliza. Eu le-am pe amândouă. Nu, poți să dai tu. Poți să dai eu. Tu. Eu am curul. Nu contează. Eu față. Da, mă duc să-i dau drumul la Rocky. Nu. Da! Nu. Eu le-am pe amândouă. Nu, ține fața. Lasă Liul. Crita s-a înviat. Adevărat, am înviat. Aliza e cel mai tare. Da, noi acum suntem cu toții la masă și vrem să dăm cioc. Ia să vedem cine dă cu mine. Mi-a acest ou frumos. Las pe cel cu Cat Sonia că mă mai sună un fan pe cameră ca să dăm cioc împreună. Așa. Emi, dai tu? Hai, cu Luiza. Care? Luiza. Ce parte ai? Le-am fundul. Și eu. Dau eu? Vezi să-mi duci mâna mâncare. Cristo s-a înviat. Adevărat a înviat. Într-o parte. Ba nu, ai ciolit, ai ciolit. Am dat într-o parte. Oțomano, ai ciolit. Asta e într-o parte. Ai ciolit. S-a văzut. Bine, eu recunosc că nu știu să dau, să sparg ouăle, dar... Nu, hai, dă-i invers. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dar, de fapt, dă tu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mi-e frică, te rog. Nu, o să-i spargă. Deci că dau într-o parte sau oh, poate... Oh, meu, e favorit! Hai, Elisa! Sunt Emi, noi avem ambele. Nu contează. Hai că mă apuc de mâncat imediat, că mi-e foame. Nu, așa să țin eu. Bine, dar tu nu poți să dai. Nu, cum zici? Mi-e frică, dar nu mă țin eu. Adevărat, am iat. Aaaa, ce frumos! Dați într-o parte. Oh, meu, e tare! De asemenea, putem să-l mâncăm, nu? Putem să-l mâncăm. Da! Da, da, acum, stați puțin,
Hai, Liuda, și tu, Cioc. Nu, alege și tu, auzi? Vezi că ai O. Dacă vrei, dai fanul ăla, lăsă mai târziu cu numele noastre. Hai. Fii atent, că se uită cât e de ascuțit. Fii atentă. Of, ca să ia, hai. Cucuru, că mă curmeam. Hristos am luat. Adevărat am luat. Cucuru, dai, hai. Hai, la spart. Oricum e la flământ. Hai să dăm și invent, că mă ajungă trebuie să mâncăm. Hristos am luat. Adevărat am luat. Tot bă tău. Poftă bună. Da, poftă bună nouă și vouă. Pup, pup.